Sfântul Nectarie, prietenul lui Dumnezeu și al copiilor, disciplina religie, cultul ortodox, clasa pregătitoare. Ce este o minune? Minunea este un fenomen ieșit din comun, făcut de divinitate. Mântuitor a făcut numeroase minuni când a fost pe pământ. A potolit furtuna pe mare, a mulțit pâinea și pește, a vindecat oamenii, a înviat din morți și multe altele. Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus celor care erau ucenicii lui: cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea va face. Și iată că, de-a lungul vremii, sfinții s-au dovedit a fi prietenii lui Dumnezeu. Am să vă spun azi povestea copilului Anastasie, povestită de părintele Abimelec de la muntele Athos. A fost odată ca niciodată o familie foarte săracă pe malurile Bosforului din orășelul Silivria din nordul Greciei. Acesteia i s-a născut un băiețel la 1 octombrie 1856. L-au numit Anastasie. Anastasia a avut o copilărie grea, însă era un copil inteligent, care își dorea foarte mult să învețe. Îl iubea pe Dumnezeu. La 14 ani, pleacă de acasă la Constantinopol ca să lucreze. Se ruga mereu lui Dumnezeu ca să primească ajutor și într-o noapte i-a apărut Iisus Hristos în vis și l-a întrebat: de ce plângi mereu? Anastasie era așa de supărat încât nu a putut să răspundă. Trezindu-se din somn, s-a apucat să-i scrie o scrisoare. Să o citim și noi. Hristoase al meu, m-ai întrebat azi noapte în vis de ce plâng. Iartă-mă că nu am răspuns atunci, dar lacrimile îmi curg și în somn. Lucrez aici de ceva vreme, dar din ce-mi dă stăpânul nu mi-ajunge nici de mâncare. Hainele mi s-au rupt, pantofii mi s-au stricat, este iarnă și mi-este tare frig. Nu am trimis niciun ban mamei mele ca să o pot ajuta. Ce să fac? Cum să mă descurc? Te rog, ajută-mă! Mă închin ție și te iubesc. Robul tău, Anastasie. A pus scrisoarea într-un plic și a scris pe el pentru Domnul nostru Iisus Hristos din ceruri. Ce credeți că s-a întâmplat cu acea scrisoare? Un negustor care venea pe la stăpânul său s-a oferit să ducă el scrisoarea la poștă, dar s-a uitat la ce este scris pe plic și, citind apoi scrisoarea, și-a dat seama că din grija lui Dumnezeu a ajuns să o citească. Ce credeți că a făcut negustorul? Oare a aruncat scrisoarea? Nu. Impresionat, acel negustor i-a pregătit micuțului un pachet pe care l-a pus la poștă pentru Anastasie. Numiți obiectele pe care ar fi putut să le primească Anastasie. Gândiți-vă bine la povestea pe care v-am spus-o. Răspundeți la întrebarea: ce a făcut Dumnezeu pentru a-l ajuta pe Anastasie? Odată, pe când se întorcea acasă cu corabia de la Constantinopol către nordul Greciei, s-a pornit o furtună foarte mare. Atunci Anastasie a sărit repede, a legat cu cureaua lui pânza corabiei și a strigat: Doamne, scapă-mă, ajută-mă să învăț despre tine ca să pot să-i întorc la credință pe cei care încă nu te cunosc. Din acel moment, valurile și vântul s-au liniștit și au ajuns cu toții teferi la mal. Acest tânăr
a ajuns mare, a devenit preot, a făcut multe minuni rugându-se la Dumnezeu pentru oameni. A murit în anul 1920. El se numește Sfântul Nectarie și îl sărbătorim pe 9 noiembrie. Mulți copii din lumea întreagă se roagă lui ca să primească ajutor. Să ne rugăm și noi. Sfinte Nectarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi copiii.